Suntem la familia Roșu Dana, unde azi s-a făcut o fântână. O familie cu nevoi, cu patru copii. Soțul este bolnav, are ciroză hepatică, are diabet și stă la pat, sufere și aveau nevoie de o fântână. Și mulțumim pentru că Dumnezeu ne-a ajutat și am putut să facem fântâna și mulțumim celor care au contribuit pentru sponsorizarea la fântâna asta. Vă mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat pentru această fântână. Am 22 de metri și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți care m-au ajutat. Le mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru fapta bună care au făcut-o.